de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, mesagerul de neam, știri din Neamț. După câteva zile de coșmar, efectiv coșmar, datorită ploilor, furtunilor, ne reîntoarcem la emisiunea noastră de dimineață. Astăzi două probleme pe care vreau să le discutăm. Evident că vom discuta și despre ce a fost azi noapte în județul Neamț și ieri și intervențiile care s-au făcut. Dar până atunci să spunem că veștile dinspre sănătate nu sunt deloc bune. Nu sunt bune. România a depășit media europeană la numărul de infectări la 100.000 de locuitori, deși nu s-au făcut chiar atât de multe teste cât puteau să facă. Eram fericiți până acum că între țările balcanice și chiar în Europa am avut succes cu perioada de urgent, din perioada stării de urgență și apoi de alertă, lucrurile au mers, n-a crescut numărul de cazuri. Iată că, după relaxare, ocupăm un loc fruntaș după Portugalia și Suedia. 5-6% din testele făcute la populație în weekend au scos la iveală noi îmbolnăviri. O proporție aproape nemai întâlnită în România. Lucrurile sunt controversate. Multă lume contestă faptul că, vezi, Doamne, ar exista pandemie, că totul, privind tot ceea ce se vorbește despre coronavirus, ar fi un fel de conspirație mondială. Cert este însă că specialiștii sunt din ce în ce mai îngrijorați. Și până acum, Societatea Română de Epidemiologie nu s-a manifestat foarte tare public. Au venit oameni, au spus. De data aceasta au transmis un comunicat în care spun așa, că sunt îngrijorați din cauza creșterii continue, mai ales în ultima săptămână a numărului de cazuri, o medie de peste 300 pe zi, și că roagă populația să respecte măsurile pe care deja le cunoaștem cu toții. Anunțarea consultarea unui medic, la apariția manifestărilor, păstrarea distanțării fizice, etc. Le știți deja, purtatul măștii și toate celelalte. La noi în Neamț situația este oarecum sub control, în sensul că nu se comunică foarte mult ceea ce se întâmplă. Nu se comunică pentru că probabil la nivel de comunicatori toate instituțiile au probleme. Și la nivel de, cum să spun eu, știință a comunicării în momentele acestea dificile. Este o știință a comunicării și ea, dacă este făcută cum trebuie, lumea nu intră în panică. Lumea înțelege sau măcar încearcă să înțeleagă. Pentru că noi suntem avem în Neamț unul din puținele spitale din țară care au rămas COVID 100% încă, pentru că nu știm exact care este situația în acest moment la spitalul din Piatra Neamț. Am apelat și l-am rugat pe actualul manager, domnul Dan Silviu Verzea, să intre în direct cu noi și să ne spună aici în emisiune care este situația la zi în Neamț, fără alte conotații, doar din punct de vedere medical. Celelalte conotații le putem discuta cu altă ocazie. Dacă vom reuși să vorbim cu domnul Verzea, ar fi extraordinar. Ieri așa stabilisem, să vedem. Alo. Bună dimineața, domnul doctor. Bună dimineața, domnule Bulănescu. Suntem împreună la cafea virtuală dumneavoastră. Probabil eu sunt cu cafeaua pe masă la emisiune. Și, în primul rând, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să intrăm în direct.
Și în al doilea rând aș vrea să discutăm subiecte punctuale cu privire la activitatea Spitalului Județean de Urgență în Piatra Neamț în aceste zile. În primul rând, spuneți-ne, ca să știm un pic, câți pacienți avem în spital în acest moment și care este situația? Cum îi putem categorisi? Da. În primul rând, vă mulțumesc și eu pentru invitație. În ceea ce privește pacienții aflați în momentul de față în spital, îi putem încadra în trei categorii, aș spune, dintre care două sunt foarte bine reprezentate. Avem pacienții confirmați cu COVID. Din fericire, aceștia respectă tendința ultimelor săptămâni și anume sunt într-un număr din ce în ce mai mic. În prezent, având 45 de pacienți confirmați în spital, distribuiți în două secții principale, respectiv secția de boli infecțioase și din cauza unui număr mare de pacienți veniți dinspre zona Roman în secția de psihiatrie. Așa. Acolo la Roman, să spunem, să amintim celor care ne urmăresc, că există un focar la da, secția de acolo, da. Exact, și pacienții având această patologie asociată COVID-ului, sunt tratați cel mai bine în secția de specialitate, în secția de psihiatrie, și de aceea sunt acolo, în momentul de față, 19 pacienți. Așa. Și mai avem câțiva pacienți, 4, adică în terapie intensivă de COVID, dintre care 2 sunt ventilați mecanic. Ceea ce înseamnă că sunt într-o stare probabil mai da, delicată. Da, da. Domnul doctor, alți pacienți avem în spital? Așa. Asta este prima categorie. Cealaltă categorie este categoria pacienților suspecți. Sunt pacienți care sunt internați în ultimele 24-48 de ore, care se încadrează în definiția de caz conform metodologiei și care sunt testați aflându-ne în așteptarea rezultatului la teste. Acești pacienți sunt în număr de 52 în dimineața aceasta, ceea ce înseamnă că numărul total de pacienți suspecți și pozitivi este în momentul de față la 97. Și mai sunt cea de-a treia categorie de pacienți, pacienți la care avem teste negative, care au fost internați ca suspecți, și sunt încă în spital pentru că starea lor de sănătate nu permite nici externarea, nici transferul către alte unități. Aceștia sunt mult mai puțini, dar sunt pe aici și acolo, prin secțiile chirurgicale, prin terapia intensivă de la etajul 2. Este vorba despre pacienți care au fost, deci sunt testați cu rezultat negativ, da? Și care au alt... Au fost internați ca urgență. Ca urgență, am înțeles. Au rămas aici și testul a ieșit negativ. Dar încă se află în spital, v-am zis, din diverse motive. Așa. Domnul doctor, haideți că toată lumea așteaptă în acest moment o informație. Când spitalul din Piatra Neamț va reîncepe o activitate? Că normală nu va putea reîncepe. Clar că va trebui făcut un circuit separat pentru COVID. Când va putea reîncepe activitatea în parametri cât mai aproape de normal? Mi-aș dori mult să vă răspund la obiect, să nu... Și eu. Da. Din păcate nu pot să afirm un orizont de timp foarte clar. Noi sperăm ca acest orizont de timp să nu fie mai mare de o săptămână, două. Vă pot spune cam ce perspective sunt și în ce direcții lucrăm și de unde așteptăm răspunsul. Există două variante de lucru. Prima este aceea în care noi, ca spital, în continuare suport COVID, așa cum am fost desemnați și funcționăm și până acum, ne organizăm circuite astfel încât să putem trata toate categoriile de pacienți, și pozitivi, și suspecți, și negativi. Acești pacienți negativi care până acum nu au avut loc în spitalul nostru. Asta este o direcție, în acest sens.
împreună cu medicul epidemiolog, am propus către Direcția de Sănătate Publică un plan de reorganizare. Acest plan, practic, presupune mai multe etape. În prima etapă, identificând doar două clădiri în care vom putea funcționa așa, adică cu toate circuitele bine definite, ar fi pediatria și pavilionul chirurgical, permițând astfel activitatea medicilor din aceste clădiri. În acest sens, repet, propunerea este trimisă către DSP, este analizată de colegii noștri de acolo și așteptăm un răspuns, eventuale sugestii, modificări ale propunerii înaintate de noi. Dacă vom primi aviz cât de curând pe această propunere, vom putea deschide în felul acesta, adică toate specialitățile chirurgicale, la care adăugăm cardiologia, că se află și ea în clădirea respectivă, și includem aici și maternitate, plus pediatria. Domnul doctor, când ați făcut această propunere DSP-ului? Această propunere este înaintată vineri către DSP. Și propunerea vine în urma unui consiliu de administrație sau a managementului executiv? Adică a dumneavoastră și a colegilor din... Propunerea vine în primul rând în urma muncii depuse de medicul epidemiolog, cu care am fost pe toate secțiile, în toate pavilioanele și dumnealui și-a făcut circuite, a ținut legătura cu colegii din DSP și în cele din urmă a venit cu această propunere, că este, din punctul meu de vedere, și persoana potrivită să facă o astfel de propunere, fiind vorba de circuite foarte clare, foarte bine separate, în care trebuie să precizăm foarte clar ce facem cu fiecare categorie de pacient care poate să apară în acest context. Ce facem cu pacientul operat, ce facem cu pacientul de terapie intensivă, ce facem cu gravida, ce facem cu pacientul cardiologic care are nevoie de monitorizare, de terapie și așa mai departe. Deci a fost în primul rând rezultatul muncii epidemiologului, bineînțeles împreună cu noi, cu conducerea și consultând și șefii de secție. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că știu că acum în Consiliul de Administrație sau cum se cheamă la dumneavoastră acolo, Consiliul Director, fac parte și oameni din DSP și de aceea am zis că ei ar trebui, cum să spun, să fie și ei primii interesați în reluarea activității spitalului, pentru că acum trebuie... Să știți că îmi cer scuze că intervin aici, dar săptămâna trecută a avut loc, la invitația domnului prefect, o întâlnire la care au participat și colegii din DSP și încă de atunci, dar noi și înainte de întâlnirea aceasta am purtat discuții cu dumnealor și colaborarea este foarte bună, spun eu. Adică noi propunerile nu le-am, vineri le-am definitivat, dar până atunci am tot discutat și am discutat inclusiv cu colegii din DSP. Adică ei sunt la curent cu demersurile noastre. Prin Consiliul de Administrație încă nu am trecut acest subiect, pentru că n-a fost nevoie, în sensul că, v-am spus, a fost munca epidemiologului și în momentul în care s-a conturat clar o idee și a putut fi concretizată într-o propunere, atunci noi am și trimis-o DSP-ul. Cu atât mai mult cu cât, din câte știu eu, epidemiologul chiar este din DSP. Așa este. Așa este. Adică, da. În mod normal, ar trebui ca acolo să comunice... A existat, această comunicare a existat, eu vă pot spune, pentru că zi de zi am ținut legătura cu dumnealui, l-am întrebat în ce stadiu suntem. N-a fost ușor să înaintez o astfel de propunere, pentru că nu este un secret. Spitalul nu are circuite nici înainte de, nu avea circuite nici înainte de această pandemie. Acum cu atât mai greu să incluzi încă o categorie de pacienți, anume pacienții pozitivi. Asta este prima direcție în care noi am înaintat această propunere. Cealaltă, dar la care noi nu avem momentul de față un cuvânt de spus, însă ni s-a semnalat, este faptul că există posibilitatea ca spitalului să îi se ridice această calitate, să spunem, de spital suport, urmând ca ea să fie atribuită altui spital din județ.
situație care pe noi ne-a avantajat mult mai mult, pentru că atunci... Aici, aici vă rog, domnul doctor, să ne dați niște explicații, că asta este chiar o noutate. Cum, cam la ce spital se gândește lumea? Repet, nu, asta nu ține de... A, nu de, ține de dumneavoastră, da? Nu, eu v-am spus că spital am avut această sarcină, să încerc să mă organizez, să găsesc circuite pe care să le propun DSP-ului și să primesc avizul DSP-ului. Dar am semnale din această direcție că se discută varianta pe care am amintit-o, și anume să nu mai fim noi spital suport COVID în județ, să fie desemnat alt spital, situație în care activitatea va putea fi reluată mult mai repede și pe mai multe specialități. Pentru că atunci nu vom mai avea această problemă a pacienților confirmați, pe care vom putea să-i transferăm la spitalul de suport. Da, asta este, ar fi o idee extraordinară dacă s-ar găsi soluții. Exact. Pentru că noi am spus-o de la început aici la Mesagerul de Neamț, că hotărârea ca spitalul din Piatra Neamț să devină spital COVID a fost cel puțin pripită din punctul nostru de vedere. Nu suntem noi specialiști, nici epidemiologi, dar să iei cel mai mare spital din județ, care are anumite posibilități, proceduri care în alte spitale nu sunt, care pot salva viața unor oameni, e un lucru cel puțin ciudat. Dar asta e. Situația mergem înainte. Domnul doctor, în momentul acesta, în spital, cam cât se testează? Cam ca o medie a testărilor zilnice. Pe aparatul din spital vorbesc. Da, da, da. Am înțeles întrebarea. Testările privesc pe de o parte pacienții internați în timpul gărzii, deci pacienții suspecți, care sunt undeva jur de 10 pacienți pe zi, o medie a ultimelor zile, la care se adaugă testările făcute pentru pacienții aflați deja în tratament și la care se așteaptă negativarea. Deci undeva la 30-40 de teste pe zi în momentul de față. Există... Poate și mai multe, vă rog. Vă rog, există sau este luată în calcul posibilitatea ca să facă teste și la cerere? Da, da. Există și posibilitatea aceasta. Suntem aproape gata cu o propunere pentru organizarea acestei activități. Colegii de la laborator au făcut o fundamentare a costului unei astfel de probe efectuate la cerere. Trebuie să organizăm și un punct de recoltare pentru care să, la fel să primim și un aviz al DSP-ului și lucrăm și în direcția aceasta. Știu că la Roman, de exemplu, acest lucru este posibil. Se poate testa la cerere. Contra cost. Am înțeles. Ar fi un lucru, ar fi benefic până la urmă, inclusiv pentru spital, până la urmă, sunt niște bani care intră în spital. Pe de altă parte, sunt foarte mulți, cererea este mare pentru așa ceva, este clar că lumea vrea să testeze. Deci dacă tot sunt trei aparate, acum că ieri s-a dat drumul și la cel din Târgu Neamț, poate se ajunge și în acest domeniu spre o normalitate. Domnul doctor, dacă mai e ceva ce trebuie să transmitem oamenilor din Neamț vis-a-vis de spital? Cred că asta este lucrul cel mai important, că există o preocupare din partea noastră și a DSP-ului și a noastră, a spitalului, pentru o redeschidere către o activitate normală. Ceea ce n-am spus este următorul lucru, dar cred că este oarecum evident. Așa cum toată lumea știe, urgențele care se prezintă la spitalul nostru, inclusiv astăzi, pentru că suntem în aceeași situație, care nu prezintă elemente de suspiciune care să le încadreze în definiția de caz, adică să-i facă suspect de COVID și să trebuiască opriți aici, au fost direcționate până acum la colegii de la Roman, care ne-au ajutat foarte mult în toată această perioadă. În momentul în care, într-un fel sau altul, vom putea să redeschidem activitatea, cu siguranță primul lucru va fi să gestionăm toate urgențele. Deci, în primă fază, ne vom adresa urgențelor. Sigur că, pe lângă ele, măsura în care spațiul, circuitele ne vor permite,
vom interna și pacienții cronici, mai ales acei pacienți care au fost amânați până acum, care au fost reprogramați. Asta mi s-a părut important să precizez, în sensul că redeschiderea va fi etapizată. Da. O ultimă întrebare, domnul doctor. Spuneți-mi, cum stați cu la partea de echipamente în acest moment și medicamente pentru bolnavii COVID? Din acest punct de vedere nu aș semna la probleme, pentru că, din fericire, numărul mic de cazuri a permis, așa cum am spus de la început, să-i grupăm în câteva locuri și automat consumul de echipamente a scăzut, ceea ce ne-a dat timp să facem procedurile de achiziție normale și să asigurăm stocuri la momentul de față suficiente. Dar ne pregătim pentru ce va urma, pentru că va trebui să folosim în continuare echipament de protecție și pentru pacienții suspecți care se vor interna în urgență și aceste echipamente vor fi în continuare achiziționate pe măsură ce se vor consuma. Vă mulțumesc pentru intervenție. O să vă mai deranjăm și în alte dimineți. Și de fiecare dată când aveți ceva de comunicat, nu ezitați să ne contactați, pentru că încercăm și noi să fim alături cu posibilitățile noastre. La revedere și cele bune. La revedere, cele bune. Ați văzut care este situația în spital. Haideți să încercăm o recapitulare. În total, aproape 100 de pacienți în spital, 40 și ceva, 45 COVID, restul suspecți, internați, mai sunt și o categorie de bolnavi intrați pe urgență care nu sunt bolnavi COVID și sunt tratați. Puțini, din câte am înțeles. Se vor putea face testări în viitorul apropiat, se fac proceduri și veste importantă, două vești importante. Există un plan de redeschidere a spitalului cu circuit separat pentru COVID. Și foarte interesant, posibilitatea ca un alt spital din județul Neam să fie spital COVID, iar spitalul din Piatra să redevină un spital de urgență în totalitatea activității sale. Să citim și câteva mesaje. Bolnavii negativ COVID au fost pozitiv COVID sau sunt încă internați pe alte criterii decât medicale? A răspuns domnul doctor în timpul emisiunii. Un domn: am înțeles, au câte trei servicii în spital, la DSP și eventual la o clinică privată. Aici cel cu servicii era epidemiologul la DSP. Să știți că este o criză cumplită de epidemiologi în România. Neamțul nu face excepție. De aceea epidemiologii de la DSP au tot felul de contracte de colaborare cu spitalele sau, mă rog, clinicile din județ, pentru că nu sunt epidemiologi și e greu să-i aduci pe unii din altă parte. De aceea apar aici, în legătură cu medicii care lucrează și la spital și la clinică privată și în alte clinici, sau unii care își dau doar acordul să apară pe acele cabinete, este o altă poveste, este o discuție care ține de modul de organizare a sistemului de sănătate din România, clar greșit, clar un amestec de interese private cu cele de stat, e complicat și în momentul acesta e greu să discutăm asta în plină criză. Cea mai bună soluție este ridicarea stării de spital suport COVID în Neamț. Probabil că da, la Piatra Neamț. Doamna Damian, domnul ministru a spus la Digi că așteaptă propunerea din partea conducerii spitalului pentru că acesta să nu mai fie spital COVID. Vă mișcați foarte greu. Ați văzut că propunerea a plecat deja, este la DSP. DSP-ul, care nu are legătură în acest moment cu, să-i spunem, cei care hotărăsc la spital din punct de vedere administrativ, financiar, legătură politică, dacă doriți, trebuie să dea un răspuns. O să-l contactăm și pe domnul director de la DSP zilele astea, să vedem care este situația cu propunerea de la spital.
În partea a doua a emisiunii vom încerca să vedem ce s-a întâmplat azi noapte din punctul de vedere a celor care au intervenit pentru limitarea pagubelor produse de furtuni. O să încercăm să luăm legătura cu purtătorul de cuvânt de la ISU Neamț, doamna Irina Popa. Bună dimineața! Bună dimineața! Nici nu știu cum să vă spun. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, că după cât am văzut, ați avut o noapte lungă și dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Haideți să încercăm un pic să vedem, să încercăm o sinteză. Ce s-a întâmplat azi noapte din punctul de vedere al ISU? Da, după cum știți, ieri a fost emis un cod roșu hidrologic de inundații pentru perioada 22 iunie ora 18, 24 iunie ora 12 pentru 2 municipii, 3 orașe și 47 de comune din județul Neamț. Astfel a fost emis mesaj prin RO Alert pentru a avertiza cetățenii din zonele ce pot fi afectate, să ia măsurile necesare ce se impun în cazul producerii unor inundații. De asemenea, după cum știți, a fost de 4 ori emis cod roșu de fenomene meteo periculoase. Pentru ora 21, 22, 30 a fost tot județul Neamț sub cod roșul de fenomene meteo periculoase. Astfel că pompierii nemțeni au intervenit în cursul nopții în mai multe localități pentru a evacua apa din locuințe, curți și beciuri. În sprijinul pompierilor din Neamț au venit și pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău cu 2 autocamioane, 2 motopompe remorcabile și 4 motopompe transportabile. Aceștia, în cursul nopții de ieri, au desfășurat misiuni în sprijinul colegilor din raionul de intervenție al detașamentului Târgu Neamț. De asemenea, am avut mai multe misiuni în municipiul Piatra Neamț, în comunele Bodești, Dobreni, Pipiric, Petrican, Timișești, Grumăzești, Oniceni. În cursul zilei de ieri am avut intervenții la Alexandru cel Bun, unde am evacuat o persoană în vârstă din locuința în care intrase apă, iar curtea era plină cu apă. În cursul nopții am făcut, de fapt, colegii de la detașamentul Târgu Neamț au evacuat o persoană imobilizată la pat din comuna Pipirig. Aceasta a fost dusă la o rudă apropiată pentru că în locuință pătrunsese apa. De asemenea, cadrele de la Inspecția de Prevenire s-au deplasat în comunele Borca, Farcașă și Poiana Teiului pentru monitorizarea evoluției fenomenelor meteo periculoase. Astfel că în aceste localități au fost întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență pentru a fi stabilite măsurile ce trebuie luate pentru a fi diminuate pagubile ce pot fi produse de aceste fenomene meteo periculoase. În continuare, să știți că pompierii sunt la datorie. Deja avem intervenții la Pipirig, unde a fost comuna cea mai afectată din punct de vedere al inundațiilor. Iarăși Pipirigul a fost cel mai afectat, da? Da, în cursul nopții s-a blocat din nou drumul național pe raza localității Stânca din comuna Pipirig. Unde s-a întâmplat același lucru și ieri. Da, și au intervenit pompierii nemțeni împreună cu voluntarii de la Serviciul Voluntar Pipirig și lucrătorii de la drumurile naționale. După cum ați văzut, au fost afectați câțiva consumatori de energie electrică, dar au fost remediate problemele. La această oră nu avem consumatori nealimentați cu energie electrică. După cum spuneam, încă intervin pentru evacuarea apei din locuințe și curți în comunele Bodești, Dobreni, Ceahlău, Pipirig și în continuare vin apeluri prin 112 pentru a veni în sprijinul populației. Deci ați avut o noapte destul de complicată, chiar de groază, așa, într-un fel, ați fost nevoiți să cereți și sprijin de la Bacău, deci
Astăzi avem o prognoză meteo favorabilă sau tot nefavorabilă? Deocamdată suntem sub cod roșu de inundații. A, deci ne putem aștepta și la alte surprize. Da, și în Crăcăoane avem probleme, dar încet, încet asigurăm toți cetățenii care sunt afectați de inundații că vor fi sprijiniți de pompierii nemțeni și pompierii voluntari, dar și pompierii care au venit de la Bacău în sprijinul nostru. Bine, vă mulțumesc pentru intervenție, vă dorim o zi ușoară. Și, și cu intervenții acolo unde este nevoie. Mulțumim. Vă mulțumesc. Bune. Cele bune. Ați văzut care este situația. Un raport, să spunem așa, tehnic, cu multe localități în care există oameni afectați. Evident că sunt probleme și pe drumuri, sunt probleme pe torenți. Dacă cineva are curiozitatea să intre dincolo de drumurile principale, sunt lucruri care asupra cărora e greu să intervii. Colegii mei dau acum un filmuleț realizat de ei în oraș și în zona orașului. Vedeți, ăsta este pasajul care este la Curtea Domnească, prost construit, prost gândit, prost proiectat, cu scări care nu funcționează. Nu discutăm, avem străzi, canalizări colmatate. Nu este deloc ușor să gestionez aceste lucruri. La Văleni malurile sunt luate de apă. Deci nu este ușor să gestionez pe de o parte. Pe de altă parte, tot știm că de ani de zile ne confruntăm cu aceleași probleme. Și e greu să dai vina doar pe lipsa de bani. În condițiile în care, totuși, în Piatra Neamț a existat un program pentru făcut partea de canalizare, cât s-a făcut la vremea respectivă, există bani cheltuiți, mulți, în Piatra Neamț și ar trebui cumva ca lucrurile să intre în normal, măcar în anumite zone ale orașului. Din păcate, când avem o ploaie mai serioasă, tot orașul devine un fel de insulă. Priviți ce se întâmplă aici. Deci, canalizare spartă, intrată în canalizare menajeră, spartă, intrată în cea pluvială și totul bufnește afară. Era un miros îngrozitor în jur. Asta este situația. Poate că ar trebui autoritățile să gândească un plan coerent. Nu reparăm o stradă și punem asfalt și nu ne interesează ce este dedesubt. Poate că ar trebui gândit totul și făcut pe bucăți cu bani, poate un pic mai mulți, dar cu rezultate vizibile. Asta este situația. Cam așa au fost lucrurile. Aseară, târziu, destul de târziu, mă rog, relativ târziu, pe un grup de discuții și de informații de la ISU Neamț, a intervenit spre bucuria celor din presă și ținem să-l salutăm și aici generalul Nițică, Ian Nițică, care a pus un mesaj: trebuie o politică națională de împădurire extrem de serioasă, dublată de exploatarea rațională a masei lemnase. Cea mai bună regularizare a curselor de apă este împădurirea în bazinele hidrografice. Probabil domnul general știe foarte bine ce spune. Noi de aici, de la Mesagerul, îi dorim o revenire cât mai rapidă în activitate, sănătate și să reținem această concluzie, probabil că are foarte multă dreptate. Dar să nu uităm că responsabili de foarte multe ori de ce se întâmplă suntem și noi, toți, care nu avem grijă de lucruri mărunte, simple.
De exemplu, să-ți curezi șanțul în fața casei, să-ți decolmatezi podețul și alte asemenea lucruri. Ne oprim aici, vă dorim o zi bună, ne vedem mâine dimineață la o nouă ediție a Cafelei cu invitat în direct. La revedere!